continuăm discuția cu domnul profesor Toma Florescu, directorul Școlii Generale Savin Popescu. Care este modelul care credeți că se potrivește cel mai bine în societatea românească de astăzi? Cum trebuie să ne educăm copiii? Mai puteți spune cu certitudine, așa cum e sănătos și așa cum trebuie să o facem și cum probabil v-au spus părinții dumneavoastră și cum v-au educat ei la rândul lor? O mai putem face în ziua de astăzi? De asta vă spuneam că mințile noastre, sau cel puțin a mea, este bântuită de paradoxuri. Cum să cred eu că părinții noștri ne-au învățat altceva decât să fim morali, să fim demni și să fim cinstiți? Cum să cred eu? Cum să cred eu că părinții celor care fac ceea ce fac cândva au fost și ei copii, se înțelege? Nu i-a educat în acest sens. Avem noi o genă a noastră. Avem noi dacă o genă mintea dumneavoastră care se activează precum se activează genele oncogene. Adică în momentul în care condiți în prienice, gata. Dacă mintea dumneavoastră este plină de contradicții, de paradoxuri, o minte adultă, o minte educată, cultivată, ce poate fi în mintea copiilor pe care îi aveți la școală? Pentru că tocmai spuseră încă ieri s-au întors la școală după o vacanță. E greu de spus. Să știți că în privința copiilor în momentul de față sunt cu mult înaintea ceea ce reprezentam noi la vârsta lor. Pentru că au surse de informație pe care noi nu le aveam. Au surse de informații și știți cât de bine pot să opereze cu ele. Nu sunt ei în măsură să le interpreteze așa cum le interpretăm noi oamenii maturi, dar să știți că sunt informați și de la clasele a 7-a, 8-a către liceu, inclusiv liceul, să știți că copiii percep lucrurile acestea. Depinde și, acum și ce fel de informație, că unele sunt periculoase, pentru că nu este informație pură, sunt manipulatoare. Și pentru că ați adus în discuție acest aspect, nu vorbim de modele, vorbim de modele. Știți cât de puțini mai sunt copiii din zilele noastre care își aleg modele dascăli, profesori. Dom'le, eu vreau să fiu ca Florescu. Și unde e vina? Cutare. Eu vreau să fiu ca profesorul Cutare. Și unde e vina? Să știți că nu vreau să mă sustrag și întotdeauna am avut verticalitatea să o spun. Să știți că vina este a sistemului și noi suntem partea sistemului. Și noi suntem dreptul nostru, avem partea noastră de vină și noi ne-am lăsat minduși în eroare și noi am fost manipulați, deși noi știm să privim lucrurile, să le interpretăm din perspectivă, dacă vreți, rațională, carteziană. Nu, și noi suntem oameni, suntem suflete, avem sentimente. Pentru că să știți că manipularea nu face niciodată, și asta o spun tot ca un cunoscător, nu face niciodată apel la rațiune. Face apel la sentimente. E greu de perceput, e greu de lucrat în aceste vremuri și să știți că ne este greu să explicăm lucrurile acestea copiilor și părinților cu care venim în contact. Puteți face o proiecție în viitor. Cum vor fi copiii pe care îi aveți dumneavoastră și crescuți, educați în societatea românească de astăzi, cu informația pe care ea o furnizează și la modul la care o furnizează, îi puteți vedea peste câțiva ani ca adulți, cum vor fi? Vor fi. Poate ști lucrul ăsta? Vor fi extrem de puțin cultivați. Extrem de puțin cultivați. Și când vorbesc de cultură, spun cultură generală, și vor funcționa ca niște roboți, ca niște mașini. Vor stăpâni foarte bine algoritmul lucrurilor la calculator, vor fi parte a nimicnicii a Facebook-ului și a altor rețele de comunicare, iar din punct de vedere cultural vor fi aproape de zero. Este dureros să spun lucrul acesta, însă eu cred că perspectiva este extrem, extrem de sumbră și parcă prevăd că în 20-25 de ani bibliotecile vor dispărea, așa cum în 25 de ani au dispărut librăriile din oraș.
Mai sunt librării în oraș? În momentul de față? Nu, mai știți o librărie în oraș? Cred că s-au închis și ultimele care au mai fost. Eu nu mai știu să mai fie nicio. Eventual, librării acum sunt papetării. Vând obiecte de scris, coală pentru calculator, pentru imprimantă și da, să știți că de multe ori nu știu dacă s-au închis neapărat că au dispărut cititorii, pentru că mai sunt și sunt din generația mea care încă poate ar mai citi o carte și ar cumpăra m-ați întrebat de generația lor, da. Dar și la prețurile de multe ori prohibitive la care se vindeau cărțile, nu prea își permiteau oamenii să cumpere, dar bine, ei da, într-adevăr. Vreau să vă spun. Deci am asistat, vreau să vă scoasă, să fac o paranteză, am asistat acum ceva timp la o, pur și simplu la o negociere între un părinte și un copil care trebuia să citească o carte, o lectură obligatorie. Și era o negociere. Pe câte pagini pe zi? Să știți că era un caz fericit. Dacă a existat această negociere. Da, 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 da. În 99,99% din caz nu există nici măcar această negociere. Și vă spun lucrurile acestea din mijlocul sistemului, vă spun lucrurile acestea privite din toate unghiurile, adică și de la părintele cultivat, care în sfârșit are pretenții, și de la părintele mai necăjit, care, lipsit fiind de cultură socială, să zicem, nu imprimă copilul această. Până și părinții cultivați au căzut în această plasă a postmodernismului și a calculatoarei informaticii și se lasă și ei pradă, ca să spun așa, acestui devorator de suflete. Știți foarte bine, îi iau copilului de la vârstă foarte mică, calculator, tabletă, îl încurajează, în speranța că va fi ceva. Dar nu va fi decât un viitor cyborg, un viitor robot care va învăța algoritmii, da? Și în rest, dincolo, cea mai mare parte a creierului va fi depopulată, va fi demobilată. Păi, dar știți, apropo de Facebook, de ce spuneați, până la urmă era ceva astăzi. Găsisem chiar o filozofie de viață a unui tânăr, a unui elev. De ce să învăț matematică când există calculator? De ce să mai învăț română, că oricum o vorbesc? De ce să mai învățăm geografie, că există Google? Și istorie, oricum au murit toți, așa că ce mai contează, nu? Vreau să vă spun că, deși biblioteca mea este suficient încărcată, și acum stau pe site-uri de cărți și îmi cumpăr cărți. Chiar săptămâna aceasta am cumpărat o carte din 1968 a profesorului Cucu, Orașele României. Încep să trăiesc puțin din trecut și încep să am fascinația a ceea ce reprezenta cândva România, a ceea ce reprezenta industria românească. Vreau să vă spun, dincolo de ce știam noi ca profesor și am predat ani de zile, vreau să vă spun că am descoperit lucruri absolut extraordinare, absolut fascinante. România a fost cândva o țară fascinantă. Din păcate, amprenta regimului comunist a fost una nefericită, cel puțin din perspectivă socială, răul pe care l-au făcut. Însă cât atât de mult s-a construit și atât de mult s-a ridicat țara asta în anii aceia, dacă te gândim doar la două exemple, electrificarea României, toată industria energiei românești a fost creată atunci, după 90 nu s-a mai făcut nimic, dacă ne gândim la metrou, la canal și așa mai departe. Este adevărat că pe latura socială, pe latura umană s-a exagerat. Dar iată că, pentru că tot am spus că am mintea plină de paradoxuri, iată un paradox la scară istorică, dacă vreți. Ne amintim cum s-a instaurat în România comunismul, câte victime a făcut, cu câte victime a fost impregnată cooperativizarea, colectivizarea agriculturii.
Și evident, cine, pe cine vâna regimul, de atunci oamenii bogați. Chiaburii, cum se numea, chiaburii, moșierii și capitaliștii, fabricanții și așa mai departe. Și bancherii, ca să nu mai vorbim de naționalizare și de tot ce s-a întâmplat, toate dramele, pentru că până la urmă toate au marcat mii și mii de familii. Iată ce se întâmplă acum. Pe cine vânează regimul nou instaurat, capitalist? Tot pe cei bogați. Nu este Dar acesta. De ce nu spuneți nu diferența acesta, dintre acei bogați de atunci și acești istorie. Bogați de acum? Da? Sunt este același tip de bogăție? Că spuneați mai devreme de Opel și de averea pe vreți care a făcut-o în trei generații. Vreți să mergem din paradox în paradox? Mai țineți minte cum se spunea după 1990? Haideți să lăsăm oamenii să acumuleze bogății, să se formeze capitalul românesc. Am închis ochii și am acceptat capitalul acela sălbatic. Cum se știți că se spune? În România se aplică metodele capitalismului de acum 150 de ani din Statele Unite. Într-adevăr, așa era. Se făcea capitalism sălbatic. Țara a fost jefuită. Dar s-a dorit să apară capitaliștii. N-am dorit noi să apară capitaliștii. Dumneavoastră credeți că acei capitaliști, cei magnați, așa cum a fost ăsta cu petrolul de a murit, cum îi zice? Patriciu, da? Dumneavoastră credeți că ăștia făceau averile cu buticuri în 5-6 ani, în 10 ani, să stea la butic și să vândă și să facă averi de miliarde? Nu? Iată încă un paradox. Adică am vrut să apară capitaliștii, dar acum îi luăm și îi jumulim. De ce? Pentru că n-au făcut acumulare de capital pe căi cinstite. Eu cred că e totuși cam târziu. E bine că se întâmplă și acum, dar suntem țara cu un procent extraordinar de mare de populație aflată în sărăcie extremă. În condițiile în care vorbim de averi frauduloase, pentru că nu sunt averi cinstite, dacă erau averi corecte, asta este foarte bine. Omul a muncit, a gândit, l-a dus mintea și a făcut avere. Dar vedeți că aici nu-i vorba, aici e vorba numai de șpagă. Da, da. De niște sume imense. Este foarte adevărat. Deci de comisioane. De comisioane de milioane de euro, adică nu se mai mulțumesc cu milioane de lei, cu zeci de mii de euro sau sute de mii de euro. S-a ajuns deja la milioane de euro. Nu știu dacă știți, dar a fost... Se vehiculează valize cu bani. Da, a fost publicat un raport, a fost oarecum secret, n-a fost chiar la dispoziția tuturor. Am aflat și eu de el, un raport al Curții de Conturi al României, care a estimat că economia subterană a României, economia nefiscalizată, furturile, cu alte cuvinte, din economia țării, au însumat 1000 de miliarde de euro. De câte ori, vă las pe dumneavoastră să vă gândiți, de câte ori PIB-ul României s-a furat în 1000 de miliarde de euro? Acum să știți că este adevărat că la noi s-a exagerat. Adică s-a furat exagerat? S-a furat fără îndoială exagerat. Există acele discuții relativ lejere, neacademice, despre parandărât, nu? Încă tot vrem să facem o astfel de emisiune și toți am trăit și am văzut aceste situații. Le-am văzut, nu le-am trăit. Că n-am avut noi fericirea să trăim aceste situații, să ne cadă din cerul sacoșe de bani. Dar parandărătul în România a fost infinit mai mare decât se estimează acum în dosarele acestea în care este cercetată Elena Udrea de 10%. Aici este un segment? Nu, dar 10% este așa, e ceva de râs. Eu cred că 90% s-a furat și 10% s-a investit. Păi gândiți-vă la 1000 de miliarde câți kilometri de autostradă aveam să construim. Păi nu mai călca piciorul nostru nici măcar pe drum rapid. Trebuia să ne deplasăm în România, în orice colț, numai pe autostrăzi.
Nu, în România nu s-a furat 10%. În România s-a furat, hai să nu zic 90%, e clar că e o exagerare. Și pun, se trebuie să spună în ghilimele, dar s-a furat mult mai mult decât 10, 20, 30, 40. E posibil să fost situații punctuale când s-a depășit și de 50%. Asta a fost. Asta a fost situația. E dureros. E greu și pentru noi ca formatori, pentru că până la urmă să știți... Aici vreau să ajung, pentru că asta ne interesează în fond. În condițiile astea, care este poziția dumneavoastră? Care e politica dumneavoastră educațională în sensul ăsta? Mai puteți face ceva? Mai puteți ține copiii în frâu? Mai putem educa? Canaliza pe un drum corect? Nu este prima oară când o spun. N-am făcut niciun secret din măcar asta. Dacă prezentul este în halul în care este, măcar să avem o speranță în viitor, în ei. Știți care, știți de unde poate să vină speranța? Tot de la cei săraci. Tot de la cei care n-au fost atinși de morbul corupției. Pentru că să știți că în familiile îmbogățite, generațiile sunt alterate. Adică copiii au trăit într-o familie în care au văzut că există posibilitate să-i se asigure orice. El doar trebuie să deschidă gura. Aia nu este o educație. Dacă ar fi să vină o generație sănătoasă din acest punct de vedere, o generație curată din perspectivă morală, să știți că tot de acolo vin. Adică de la elevii de la școlile, educații școle de cartier, de la elevii educații școle. Știți că noi am avut o discuție și despre școlile de fițe. Și cred că am avut dreptate și iată că s-a dovedit că am avut dreptate cu ce s-a întâmplat cu cazul care s-a întâmplat de corupție cu învățătoarea aceea care îi punea la pământ. Da. Nu vă e rușine să poată așa cea steță în școală de... Iată, deci că lucrurile acestea se transmit și către copii, către elevi. Și v-am spus, de la clasa 7-a, ce zic eu a 7-a? Acum, gradul de maturizare și vârsta la care copiii se maturează a scăzut atât de mult, la clasa 5-a le umblă mintea la fel de fel de lucruri, la care noi ne gândeam de-abia după ce am terminat liceul și intram în facultate. Simțiți lipsa unui sprijin din partea familiilor? În demersul ăsta pe care îl... Simțim lipsa sprijinului din toate părțile, și a familiei, și a comunității, și a... Chiar în zilele acestea am fost noi cu școala, am fost invitați în Italia la un festival de pe mai multe teme, mai multe secțiuni, și noi puteam să ne alegem o secțiune de folclor, de cor, de costume populare și așa mai departe. Și am făcut solicitare de sprijin financiar. Era vorba de o localitate din Italia, undeva în regiunea Puglia. Și am solicitat la primărie, am solicitat la Consiliul Județean. Bineînțeles că răspunsul de la primărie a fost negativ, nu sunt bani pentru a susține deplasarea noastră. Mai avem o speranță la Consiliul Județean, încă n-am primit răspunsul de la Consiliul Județean. Ceva mesaje mi-au venit pe alte căi, cum că de acolo s-ar putea să ne vină un sprijin. Ce sumă vă trebuia? Și nu era o sumă foarte mare, era vorba de vreo 7.000 de euro. Ca să mergem un număr de 20 și ceva de persoane, în care intra transportul, cazarea și toate... Deci vreo 200 și ceva de milioane. Da, da, și... da, dar mergeam, asta însemna pe perioadă de 4 zile, cu cazare, cu all inclusiv, cu, și se putea să venim de acolo și cu vreun premiu, poate,
sau oricum reprezentam România, reprezentam regiunea Giurgiu până la urmă și poate că și fără îndoială că veneam cu materiale de acolo. Adică trebuia să aducem producerea activității. Da, cel puțin 15 copii în formație. Cel puțin 15 copii trebuia să ducem în formație, să ducem costume populare. Trebuie să confirmăm până pe 20 luna aceasta. Așteptăm zilele acestea și răspunsul de la Consiliul Județean. Dacă nu vine, proiectul cade și onoarea noastră rămâne nereperată. Ce să facem, asta este. Deci aveți nevoie de o sumă de 7.000 de euro, să spunem, da? Da, o sumă foarte mare pentru niște autorități locale care beneficiază de niște bugete. Da, este. Vă închipuiți? Nu, să știți că lucrurile puteau fi interpretate și altfel. De pildă, dacă noi am solicitat în mai multe. Dacă fiecare venea și spunea, uite, noi nu putem să vă dăm 7, dar vă dăm 3. Înțelegeți? Ba, Consiliul Județean, noi nu putem să... Deși Consiliul Județean are un buget mai, cred eu, mai semnificativ. Vă dăm și noi 3. S-adunau. Să știți că s-adunau. Și măcar să fie adunat noi 5-6, că până la mai puneam și noi. Și apoi dacă luăm copii și familia susține de dragul unei astfel de inițiative. Dar dacă răspunsul vine sec, n-avem. Nu? Adică nici măcar un răspuns de genul da, mai puțin nu doriți. Măcar așa să, nu vreți mai puțin? Bun, vrem mai puțin. Vrem cât puteți dumneavoastră să ne alocați. Eu mă gândeam la suma asta ca să fac o comparație între suma aceasta de care dumneavoastră aveați nevoie să mergeți cu copii, pentru care ar fi fost o experiență extraordinară la vârsta lor să meargă într-o țară străină, să cunoască o altă cultură, o altă civilizație, să participe la un astfel de festival, și sumele care se vehiculează în aceste zile. Da, am adus cu bine invitația, am adus și toate detaliile proiectului, e pe articole, cu, iată, folclorul popoarelor, balet clasic sau modern, grup instrumental, grup coral, și în afară de asta există și o mulțime de laboratoare la care puteau să participe cadre, ce ar fi însoțit elevii. De jurnalism, de videoreporter, sau poate chiar și copii. Jurnalism și reporter tot, către ei cred că se adresau aceste activități. Numai că deocamdată suntem în ultima expectativă. Este vorba de Asociația Națională Amicii Italieni și Europa, Via Umberto Giordano, localitatea se cheamă San Nicandro Garganico, din Foggia, Italia. Foggia este un fel de județ al regiunii Puglia. Regiunea Puglia este o regiune din jurul orașului Bari, ca să localizăm cumva. Oricum, s-a părea că până la urmă o să-l vedeți mai pe hartă, dacă n-aveți șansa să... Să știți că ce mă privește ca profesor de geografie, eu chiar n-am nicio... Mi-aduc aminte de o revelație pe care am avut-o undeva la munte privind niște formațiuni geologice și tare, și mi-am dat seama că în momentul în care mă uitam la formațiuni geologice, deja interesul ăla, plăcerea aceea primordială, primitivă a admirării naturii se dusese. Adică mă uitam la roci, mă uitam la calcare, mă uitam... Nu, nici de cum nu mai priveam lucrurile. Așa că nu cred că neapărat pentru mine. Dacă n-am putut să mă prind prin urmă, măcar m-am prins. Nu vorbeam de... Vorbeam de tot grupul acesta și de intenția pe care ați avut-o de a organiza copiii. Pentru bine, copii era ceva extraordinar. E bine da. Că măcar am fost băgați în seamă și am fost invitați. E și asta o... satisfacție. Da, cred că din tot ce ați spus aici, partea cea mai interesantă a fost aceea cu unirea forțelor, fiecare să facă ceva din ce poate, și atunci ar fi fost într-adevăr un exemplu de efort comun, de comunitate, așa cum îmi place mie să spun, că suntem o comunitate. Din păcate, ar trebui cel puțin.
Din păcate, la noi, la români, lucrurile astea sunt încă departe de a fi înțelese. Oamenii încă nu pot să formeze comunități, oamenii formează grupuri, oamenii formează partide, oamenii trăiesc în concurență și rivalitate, ceea ce, să știți că pe ei îi afectează foarte puțin, pentru că, de fapt, ei prin asta își manifestă interesele proprii, dar aceste lucruri se răsfrângă asupra comunității, fără discuții. Vreați să spuneți că la alții e foarte bine, nu? Da, vreau să spunem că la alții este foarte bine și că... În privința învățământului. Nu numai în privința învățământului, dar dacă în învățământ e bine, este clar că e bine în toate, în întreaga societate. Ce vreau să spun este că trebuie până la urmă să tindem și noi către așa ceva, către perfecționare, către îmbunătățirea vieții sociale și evident către îmbunătățirea activității educative. Este vorba despre un proiect care se derulează între Universitatea din București și una dintre cele mai mari universități ale lumii și o mare universitate din Danemarca, care se numește VIA University College. Este cea mai mare universitate din Danemarca. Este o universitate care a luat ființă din contopia, din unirea a 5 universități. Această universitate din Danemarca, prin facultatea, una dintre facultățile sale cu specialitate în învățământ, în relație cu Universitatea din București, cu Facultatea de Științe Educației și Psihologie Științele Educației, derulează un proiect și am avut surprinderea să aflu că, de fapt, reprezentanții, experții danezi sunt în România de 5 ani. Și culmea este și n-au plecat speriați, n-au fugit, n-au dat bir cu fugiții. Culmea este că dincolo de curtoazia, eu știu, diplomatică, culmea este că danezii nu vorbesc de rău despre sistemul de învățământ românesc. Chiar dacă subliniază principala lui tară, o fac într-o manieră pozitivă. Pentru că învățământul lor este, și o să vă demonstrez cu citate, că învățământul lor este unul absolut pozitiv. Este unul lipsit de orice critică. Iată ce spunea unul dintre reprezentanții, prorector și decanul acestei facultăți, care se cheamă Facultatea de Educație și Științe Sociale a acestei universități, care se cheamă Eric Higum. Spunea așa: deschidem acest birou în România după mai bine de 5 ani de activitate în țară în domeniul educației timpurii, educației universitare sau al asistenței sociale. Și iată fraza care vă spuneam că subliniază calitatea învățământului românesc. Apreciem nespus sistemul de învățământ românesc și credem că încrucișarea rigorii și a disciplinii învățării din România, alături de deschiderea educației daneze spre creativitate, inovație și plăcerea în spațiul școlar, poate duce spre un sistem educațional hibrid extrem de competitiv în planul mondial. Răspunsul gazdelor, respectiv a conferențialului dr. Lucian Ciolan, decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației, este următorul. Motivul pentru care găzduim această întâlnire este acela ca Facultatea de Psihologie și Științele Educației consideră cu putere că șansa României de a se dezvolta stă în educație. Domn profesor, iată că am spus... Sunt niște cuvinte așa de frumoase și așa de departe de realitate. Gândiți-vă, când citiți dumneavoastră lucrurile acestea care sunt perfect adevărate undeva acolo la ei și sunt studiate și e adevărat ce spune. Și când mergeți dumneavoastră în școală, credeți că regăsiți ceva din tot ce spun ei? Găsiți în școala dumneavoastră? Vorbind despre problemele de care aminteam mai devreme. Vreau să spuneți că noi, din punctul nostru de vedere,
față de învățământul din țările nordice, vorbim de un învățământ ideal, nu? Nu, eu față consider de ceea ce că noi între... acolo este idealul către care trebuie să tindem și pe care probabil nu, ideal este o societate, o societate ideală. Societatea comparativ cu a noastră. Pentru că, iată, în continuare se spune Danemarca stă foarte bine în ceea ce privește fericirea cetățenilor ei. Crede că pentru a învăța bine copiii noștri trebuie să aibă mai întâi o stare de bine. Acel tipar mental pe care uneori copiii îl pierd în școală, deși l-au avut atunci când erau mici și au învățat cu plăcere cele mai complicate lucruri pe care le învățăm cu toții la această vârstă, la început de viață, să vorbim, să mergem și așa mai departe. Nu se feresc să vorbească de fericire și nu chiar accentuează acest lucru. Copiii trebuie să vină în școală, comunitatea școlară trebuie să le asigure un confort maxim. Copiii trebuie să fie fericiți. Pot să vă citez. Fericirea populației noastre este în strânsă legătură cu educația și metodele pe care le folosim. Încă de la primul contact cu mediul școlar, interesul major vibrează în jurul fericirii copiilor. Și acum ca să vorbim și asta de... Asta în Danemarca. Acum dar gândiți-vă, când spuneți copiii vin în școală, copiii nu vin singuri în școală, copiii sunt trimiși în școală de familie. Dacă familia n-are o gândire pozitivă despre ceea ce înseamnă învățământul și educația propriului copil și nu face nimic în sensul acesta, unde îl trimite? Din păcate, școala trebuie să compenseze mult, mult din lipsurile familiei. Este foarte adevărat, însă că și școala se confruntă cu lipsurile ei. Ori ca să faci această acțiune de compensare, trebuie școala să fie mult mai sus decât se află în momentul de față. Credeți că, dați-mi voie, că îmi spuneți de guvernul danez, îți vorbiți de Danemarca. Eu nu pot să nu fac referire, pentru că eu sunt marcată de ceea ce văd și ce aflu zilele astea. Oamenii aceștia și toate furăciunile astea care s-au făcut și care sunt devoalate zilele astea și probabil se vor dovedi, așa până la urmă, au fost făcute într-o perioadă în care era un guvern la conducerea țării, da? Deci toate astea s-au făcut atunci. Și pe vremea aceea copiii mergeau la școală și pe vremea aceea învățământul avea un buget care era foarte mic, pentru că niciodată n-am avut bani să dăm suficienți încât să dăm mai mult la învățământ, nici la sănătate și nici nicăieri. Mai mult decât atât, în 2010 știm foarte bine, terminându-se banii de furat, a trebuit să se taie și salariile. Și atunci, unde este grija iar aia nou, de care vorbeați de copii? Iar nouă cadrelor didactice au fost reduse salariile cu 70%. Și mă gândeam așa, pentru că tot trăim această... A devenit o angoasă starea aceasta de lucruri din societate. Toată lumea urmărită, toată lumea nu afectată până în fibra ei. Mă gândeam la această situație. Un profesor cu 700 de lei și un ofițer de la Ministerul de Interne cu 9.000 de lei, cu 90 de milioane pe lună. Pune-i față în față pe acești oameni. Ce și-ar putea spune? Iată, vă las pe dumneavoastră să meditați la aceasta. Pune-i față în față. Ce și-ar putea spune un profesor debutant în primii 2-3 ani de meserie cu 700 de, pentru că el are 10 milioane pe hârtie, dar după ce își dă... Da, pentru că n-au fost niciodată bani, deci în bugetul României n-au fost niciodată suficienți bani pentru niște salarii mai mari, pentru niște salarii cât de cât, cum se spune, decente. Pentru că uite unde erau banii. Și atunci... Adunați, numai dacă adunăm, și asta este o mică parte, este un ciob din toată oala aia în care s-a adunat furtișagul în țara asta. Da? Numai puneți sumele vehiculate în ultima lună și din retrocedări și din șpagă și din... Puneți la numai așa și veți vedea dimensiunea dezastrului. Și atunci de unde vreți să aveți să existe salarii pentru... Și atunci dacă un guvern nu face o politică în sensul în care spuneți dumneavoastră, știu, sunt oameni deștepți, oameni care studiază, oameni care propun soluții și ele există și sunt la îndemână, dar pentru toate astea trebuie bani. Dacă ei nu vin de la un guvern,
S-a încercat. În ultimul timp s-a mai făcut. S-au făcut, dar, din păcate, guvernul ăsta care există acum, de când a ajuns la guvernare, tot cârpește și tot acoperă găuri. Da, încă n-a venit vremea să facă, să dea un surplus. Că tot trebuie să cârpească, să acopere niște... N-a venit vremea pentru acumulare. N-au avut timp să acumuleze pentru că au trebuit să astupe găuri. Da, deși se vorbește de oarecare creștere economică și destul de susținută. Bine, și o creștere nu pe care o spune neapărat guvernul, pe care o spun alții care sunt afară. Este recunoscută și de Institutul de Statistică, este recunoscută și de Banca Mondială. Sunt perspective, premise sunt, dar deocamdată... Să știți că principala sarcină guvernului acesta, guvernul ce vor veni, este aceea, să curețe societatea. Până la urmă, să știți că lucrurile trebuie făcute. Nu în maniera aceasta, nu cu metodele acestea, dar să știți că o curățire trebuie făcută. Și mai trebuie făcut un lucru. Instituțiile statului în acest domeniu, instituțiile de forță, sunt instrumentele statului, instrumentele guvernului pentru a îndrepta lucrurile. Ce vreau să vă spun este însă că dacă lucrurile nu vor continua și mai ales dacă nu vor fi recuperați banii degeaba, totul e degeaba. Adică să se procedeze dacă se vor dovedi că lucrurile sunt cu adevărat, s-au petrecut cu adevărat așa cum le vedem, să se purceadă la recuperare. Pentru că îmi vine din nou în minte cifra aceea, 1.000 de miliarde. Măcar din această pagubă uriașă, această gaură neagră, să se recupereze ceva. Să se recupereze. Vă aduceți aminte de luptele care s-au dat între sindicate, între guverne, pentru amărâția de 6% pentru învățământ? Nu s-a reușit niciodată. Nu s-a reușit niciodată, nu s-a reușit nici anul ăsta, nu se va reuși nici anul viitor, nu o să se reușească nici în acest cincinal, pentru că iată ne raportăm la trecut. Sigur, nu o să se reușească, mereu apar alte priorități. Acum vedeți că a apărut prioritatea NATO cu alocarea 2%, sectoare care sunt deficitare și discutam noi în pauză de marea problemă a României, aceea dezindustrializării acestei țări. Vreau să vă spun acum o chestie. Dacă se va întâmpla ca uzina Dacia, ca uzina Renault, să relocheze producția în Algeria, așa cum se vorbește, economia României se poate prăbuși. Dumneavoastră cine credeți că ține economia României? În afară de exportul de produse primare neprelucrate, cine ține industria română? Ce industrie mai are România? Industria aceasta de automobil. Asta încă mai ține economia României în viață. Și uitați-vă la Ford. Ford a venit în România, dar s-a dovedit că România și piața din este o piață necompetitivă. Încearcă să producă ei de marfă, de degeaba. Nu se caută, nu au vânzare. Sunt mașini mult prea performante ca să poată fi vândute pe piețele din est. Toată lumea a ținut să spună că votul de pe 16 noiembrie de anul trecut a fost un semn dat clasei politice din România că trebuie să se reformeze, că trebuie să se schimbe și că România trebuie să meargă pe alt drum decât pe cel pe care a mers până acum. Așa se spunea la vremea aceea. Ce mai înțelegeți dumneavoastră astăzi din ceea ce se spunea atunci? Din ceea ce se spunea atunci, eu înțeleg ceea ce se întâmplă acum. Nu o să se reformeze clasa politică niciodată din interior. Adică este ca și cum eu mi-aș propune să fiu altcineva. Să fac altceva. Nu mai pot. Sunt la o vârstă la care nu mai pot să fac altceva, să mă apuc de altceva. Asta probabil că va fi finalul carierei, vieții mele active și al carierei mele. Învățământul. Nu mai pot să. Ei nu pot, nu din perspectiva asta, că n-au opțiuni. Ei nu pot pentru că sunt dedulciți, sunt învățați
la bine. Cine ar fi nebun să renunțe la un scaun de parlamentar? Sau să cine facă reformele nebun de așa natură încât să nu mai aibă acces la banii ăștia, cine nu? Cine ar fi nebun să renunțe la privilegiile vieții de, nu, sociale și poziții sociale în care se află? Nu vedeți acum cât de grea este lupta aceasta a reformării sistemului de vot? Nu putem să mergem la nesfârșit cu un parlament de 6.583 de parlamentari, 5.600 de parlamentari. Este aproape inimaginabil. Ați auzit vreo discuție? Ați auzit vreo discuție generată pe acest subiect? Probabil că ați auzit discuții sau cel puțin să se înceapă să discuțiile pe modificarea Constituției, fără de care nu pot fi schimbate alte legi. Știți de ce mă tem? Realmente mă tem de faptul că vom avea și peste un an și jumătate, când sunt alegeri, mai puțin de 2 ani, da? Vom avea un parlament la fel de sus. Nu vor renunța la acestea. Pentru că știți de ce nu vor renunța? Au și puterea să nu renunțe, să o facă. Adică ei votează. Ei votează. Dar noi ce nu votăm, fi nebun profesor să-și taie privilegii. Dar noi ce votăm? Noi o să-i votăm pe ei. O să alegem odată la 4 ani. O să alegem iarăși răul cel mai mic, așa cum am făcut de fiecare dată, și o să ne amăgim că am ales răul cel mai mic, și când vom constata că de fapt nu este așa, o să mai așteptăm încă un ciclu și încă un ciclu, și în felul acesta ni se scurg zilele și ani. Până la ani ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Dacă aveți în mod deosebit... Vreau să fac recurs la acest sistem ideal de învățământ și să mai subliniez o singură chestiune. Și anume, în sistemul școlar de bază din Danemarca, evaluarea nu are nicio importanță. Sau importanța evaluării este una foarte redusă, extrem de redusă. Ei spun așa, evaluările veritabile, evaluările adevărate, cele semnificative încep la liceu. Copilul nu trebuie să vină la școală și să fie speriat, să fie stresat de teste, de examene, de evaluări, și nu trebuie să vină la școală să perceapă că este pus într-un mediu concurențial. Mai mult decât atât, și în învățământul superior, ideea de bază este teorie mai puțină. Teorie mai puțină îmbinată cu practica. Acestea sunt abordări orientate spre utilizatorul de protecție socială și de standarde educaționale. Sistemul școlar de bază danez este orientat în sensul stimulării bucuriei învățării elevilor. Și purtătorul de cuvânt, directorul departamentului de relații internaționale acestei universități daneze, care v-am spus că după ce a stat 5 ani și a studiat probabil în acest interval învățământul românesc, spune și citez, atenție, citez cu ghilimele, da, fericire, nu poți avea o societate sănătoasă cu o populație nefericită. Este și motivul pentru care încă din stadiul educației timpurii, principalele priorități în educația copiilor sunt starea de bine, confortul psihic și armonia în instituție de învățământ. În același spirit al stării de bine al copilului, încercăm să cultivăm noțiunea de succes în orice fel de realizare. Și dacă emisiunea nu mai durează, pot să închei cu această frază. Considerăm critica insuccesului ineficientă și demotivantă. Și atenție, am adus lucrurile pe tărâm tehnic. N-am mai vorbit de ideal. Deci iată, am adus lucrurile chiar pe tărâm tehnic. Asta trebuie să facem. Asta trebuie să gândim și noi în perspectiva învățământului. Iar descentralizarea va fi un prim pas către acest aspect. Adică să creăm condiții de confort, să scoatem acele teste și acele examene din 2 în 2 ani, și mă întreb acum, văzând lucrurile acestea, ce rost au cu adevărat testele acestea PISA? Mă întreb
dacă ele nu ar fi făcute doar pentru noi, așa cum este mecanismul acela de cooperare și verificare MCV-ul. Pentru că, iată, un învățământ cu adevărat performant spune nu testelor. Copiii să vină cu portofolii, iar la noi s-au inclus să vină cu proiecte, testările suplimentare, noi, au apărut testările la clasa a doua, testările la clasa a patra. În momentul acesta, în loc să deparazităm învățământul de aceste, de aceste stări stresante, noi am introdus teste, parateste și teste peste teste. Am înțeles că ceea ce spuneți dumneavoastră este o colaborare între Universitatea București și Universitatea Daneză, la nivel guvernamental. Ce se asta întâmplă? Este, asta că este, acolo e important ce asta se întâmplă. Este problema. Important este ca guvernul să priceapă aceste, să priceapă aceste stări de fapte și în loc să se cheltuiască bani pe proiecte postdru, fără absolut nicio relevanță, fără absolut nicio... Îmi aduc aminte, am fost formator în proiect facilitator pentru educație. Un proiect născut mort. Ce să facilitezi? Ce să faci pentru comunitate? Unități de rom, pentru... Sunt atât de mulți bani aruncați fără niciun sens. Un astfel de proiect trebuia îmbrățișat de guvern și trebuia susținut financiar inclusiv cu bani de la guvern, ca să mai vorbim de bani europeni. Și făcute școli pilot în fiecare regiune a țării, făcute școli pilot, pentru că iată se vorbește în această colaborare de o realizare a unui hibrid între învățământ. Și este, ăsta este lucru cu adevărat posibil, nu pertinent, corect. Nu să pui în loc ceva. Pentru că nu poți să modifici structural să destructurezi un popor, să pui altceva în locul lui. Dar să vii cu lucruri noi, inovatoare și să le implementezi într-un sistem existent. Asta înseamnă. Asta propun oamenii ăștia. Au stat 5 ani, au văzut, s-au documentat, au constatat că în învățământul românesc este rigoare, au constatat că este încă multă teorie și știți foarte bine că ne-am mai întâlnit și am spus și la alte emisiuni. Suntem încă rămași, nu ca mod de structurare și ca mod de abordare, tributari sistemului sovietic. Inspectoratele, asta este o invenție. Am spus-o și nu este prima oară. Și poate și pentru acest lucru trebuie să merităm pentru descentralizare. Mi-ar plăcea să aud la televizor dezbateri pe subiectele astea. Mi-ar plăcea să aud că se organizează în județe, că guvernul, ministerul organizează discuții, astfel de discuții. Dar mi-e teamă că nu o să am parte de așa știți ceva. Știți ce finalitate imediată are contractul dintre aceste parteneriate, de aceste două universități, Universitatea din București și această universitate via cum ziceam că zice, imediat să mă uit, universitatea se numește Via University College din Danemarca, cea mai mare universitate din Danemarca. Finalitatea este că vor ieși absolvenți ale Facultății de Științe ale Educației și Psihologie cu pregătire în sensul acesta, în sensul învățământului danez și cu diplome cu dublă recunoaștere. Este un prim pas. Și au înființat cel puțin o grădiniță daneză pe care implementează acest sistem de învățământ, iar perspectiva imediată a colaborării este înființarea unor școli pilot care să funcționeze în acest sens. Da. Să știți sună că foarte frumos. Să știți că eu personal o spun față de toți colegii mei care se uită acum. Sunt gata să mă încam la un astfel de proiect. Dacă cumva se dorește și implicarea județului Giurgiu în astfel de proiect. Eu sunt mai pesimistă decât dumneavoastră și ca și să traduc așa într-un alt registru, dumneavoastră vreți să-mi spuneți acum că o mâncare, de exemplu, va fi mai bună dacă îi pun anumite mirodenii. Dar eu n-am ingredientele de bază.
să fac mâncarea aia, până să ajung la mirodeniile de care spuneți dumneavoastră, ca să fie gustoasă. Îmi pare rău, asta e realitatea. Este... Ne întoarcem la realitatea noastră, dar nu știu, o fi arestat-o pe doamna Udrea. Asta este întrebarea care frământă astăzi societatea românească. Nu problemele învățământului de care spuneți dumneavoastră. De aceea viitorul este... Eu aș spune că frământă omenirea. Am văzut aseară pe un moderator la o televiziune, nu o să spun că n-am voie să spun, în toată această firmă, când toată lumea nu vorbea decât el, și ați aminte că Ponta a plecat în Statele Unite ale Americii. Mi-am adus aminte de o altă Elenă celebră, în chei în câteva minute, despre doamna Elena Lupescu, care, deranjată fiind foarte tare de mașina veche a domnului Nicolae Iorga, care făcea un zgomot foarte puternic, i-a spus într-o bună zi când l-a întâlnit: domnă, zice, ai nebunit tot cartierul cu mașina dumitale. La care Iorga i-a spus doamnei Elena Lupescu: doamnă, dumneata cu mașinăria dumitale ai nebunit o țară. Iată că iar am înnebunit o țară, să vedem ce se va întâmpla. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară. Poate vom face o discuție pe larg despre ceea ce se întâmplă în alte țări, măcar să aflăm că mai există și bine pe... în alte părți ale lumii, pe pământul ăsta, că nu toată lumea e așa cum este la noi. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, la revedere și numai bine!